Smile 2. Scuze pentru jumpscare, dar asta e filmul. Asta e filmul. Asta e recenzia în, pe scurt. Foarte multe jumpscare-uri la Smile 2, dar nu e rău. Nu e rău. Fără spoilere, intrăm în mai în detaliu imediat. Smile 2 este partea a doua după Smile 1, logic, știu, o să tot zic asta de acum încolo, că îmi place să cum sună foarte stupid și foarte logic. Care n-a fost rău, Smile 1. N-a fost deloc rău, nu prea mi-a plăcut mie foarte mult cu sfârșitul. Era un potențial un pic mai mare acolo, per total, dar mai ales cu sfârșitul la Smile 1. Premisa este că există un demon, fără spoilere, există un fel de demon care, dacă te-a infectat, mă rog, blestemat, whatever, te face să vezi câteva zile, o săptămână, chestii super ciudate, nu mai știi ce e realitatea, bine, înfricoșitoare, normal, dar nu mai știi ce e realitatea, nu mai știi ce e real, ce nu, e foarte greu să-ți dai seama, să-ți mai dai seama din ce în ce mai greu, mă rog. Și după aia te face să te sinucizi într-un mod incredibil de violent în fața și bolnav, în fața altcuiva și ăla care te vede sau ăia care te văd, mă rog, sunt și ei infestați sau blestemați dacă văd chestia asta. Da, a mai fost premisa asta de foarte multe ori sau asemănătoare, mă rog, în foarte multe alte filme de genul ăsta. Contează execuția, contează, bineînțeles, gusturile, e super subiectiv, la fel ca la comedii, ce ți intră pe sub piele, ce ți se pare ție înfricoșător, nu știu ce, măcar ăsta are multe jumpscare-uri, cum ziceam, dar măcar nu sunt false, măcar nu e o cioară care se lovește de geam, o pisică care iese din dulap și mâna pe umăr pusă de o prietenă care, bineînțeles, nu s-a mai auzit deloc până atunci și apare dintr-o dată, pentru că așa fac oamenii normali, prieteni sau nu, vin pur și simplu până lângă tine când nu vor să facă chestia asta. Că mai sunt și unii care vor, știi, să ascund special ca să nu știu ce, dar sunt mulți în filme în care pur și simplu apar lângă tine fără să-și dea seama că te-au speriat și sunt gen hey! Știi, imediat, fără să se audă absolut deloc până în momentul ăla și te pun mâna pe tine, îți dau o palmă eventual. Da, nu sunt clișee de genul ăla. Da, sunt niște chestii previzibile. Da, sunt niște decizii mai... Dar nu sunt personajele stupide. Asta nu e un clișeu. În filmul ăsta, cel puțin, nu sunt personajele atât de proaste, nu sunt atât de multe clișee, parcă e destul de bine pentru ce a vrut să fie, e ok, mă rog. Da, chestii previzibile, dar nu cine știe ce e extraordinar, nu cine știe ce e înfricoșător, câteva jumpscare-uri sunt eficiente, să zicem, și măcar nu sunt false. E o scenă care mi-a intrat un pic, mi-a făcut să mi se ridice părul pe mână sau, mă rog, mi s-a făcut pielea de găină un pic, mi-a intrat un pic pe sub piele. E o fază, poate două care au fost mai eficiente în sensul ăla de aici, iar depinde de ce vă place. Vă plac jumpscare-urile, adică sunet foarte puternic, o imagine care apare dintr-o dată pe care oricum sperie pe absolut oricine când nu te aștepți, normal, știi? Ori să fie mai creepy, fricoșitor, mai întuneric, mai, mă rog, să-ți arate ceva care nu prea știi ce e sau să implice ceva, știi, să insinueze ceva și să, mă rog, înțelegeți la ce mă refer, mai ales fanii filmelor horror sau de genul ăsta. Execuția aici pentru ce a vrut să fie e ok per total. Scenariu, nu știu ce, mai bun ca primul, nu mi s-a părut mai bun. Mi s-a părut mai slăbuț ca primul. E mult mai violent, sângeros, slasher, gory mai decât primul. Primul parcă a fost un pic mai creepy, mai pe partea asta, mai horror. Ăsta a fost mai spre slasher, thriller, slasher, cu elemente de jumpscare care n-a sunt horror, dar mai multe chestii din astea cu sânge, cu oase, carne, chestii, mutilări și chestii din astea body horror, știi, gen se rupe ceva, sunt piele, carne. Am zis, ați înțeles ideea. Joacă foarte bine, ce-i drept. Nu mai știu unde am văzut-o, sigur am văzut mai multe chestii și nu-mi vine numele acum, mă rog, o să pun poate pe ecran niște filme în care am văzut-o pe actrița principală, care a jucat foarte bine, chiar dacă câteodată zici că i-au zis fii cât poți de intensă, mai, să fii maxim de intensă în scenele, unele scene. În altele a jucat foarte bine și în alea a jucat bine, mă rog, în care e super intensă, dar cred că i-au zis neapărat, fă fața asta neapărat. Și au zis să folosească foarte des fața asta, ca aparent, și o filmau mai de jos, știi? Ca să, știi, ok, close-up pe față, da, merge, mai ales în filmele mai vechi, horror, mergea chestia asta, numai că aici, nu știu, parcă, nu știu, a folosit-o prea des sau a fost, nu știu, a văzut ceva
Noroc. Mai e o scenă cu mai mulți oameni, să zicem așa, ca să nu stric ceva, cu mai mulți oameni pe la jumătatea filmului sau, mă rog, mai așa, după jumătate, care a fost un pic penibilă, nu știu, amuzantă un pic. Păi nu cred că au vrut să iasă așa, așa cam... A fost un pic cam... Cam exagerată, un pic, mai ales că era ceva cu niște dansatori, cred că au vrut să zică, mă rog, s-a văzut mult prea... A fost amuzantă. Și a mai fost parcă o scenă care a fost mai amuzantă decât au vrut ei să fie, cred. Ok, e ritmul destul de lent, parcă un pic prea lent decât ar fi, decât a mers, decât ar fi trebuit și decât... Mă rog, ritmul e... Nu e grozav neapărat ritmul, parcă prea lent, parcă după aia prea... Ar fi mers un pic lucrat și aici, dar actoria a fost foarte bună, la fel și mama personajului principal, mama fetei principale, la fel la actrița a jucat foarte bine. Au jucat foarte bine pentru filmul în care au fost, parcă, dar, mă rog, per total, aici sfârșitul a mers un pic mai bine. Nu a fost, a fost, nu zic cum a fost, mă rog, a fost un pic mai bine pentru ce a vrut filmul ăsta să fie, cel puțin. Poate mă așteptam, știi, și de-aia mi s-a părut un pic mai bine, poate, dar pentru ăsta a mers mai bine, sfârșitul ăsta, mă rog, cumva proporțional, mă rog, având în vedere că am văzut deja primul, nu știu ce, poate de-aia mi se pare. Oricum, clișei un pic, da, bine. Nu știu dacă s-a auzit, dar mi s-a făcut părul, mi s-a făcut pielea de găină și simt cum cred că mi se ridică părul peste tot pe corp, pentru că s-a auzit în boxele de la calculator, care n-au nicio legătură, nu sunt legate cu nimic de microfon și alte chestii cu camera care filmez, pur și simplu la calculator, sunt băgate în calculator, nu e nimeni, nu vorbeam cu nimeni, nu e nimeni conectat, nu e nimic, sunt pur și simplu deschise și nu merge nimic și s-a auzit o voce în ele. S-a auzit așa un... Sau, mă rog, ceva așa scurt. Exact ca în filme. Exact ca în filme horror. Să-mi bag picioarele și filmez, și filmez la asta. Mi-e un pic frică să-mi schimb câmpul vizual. Să nu mă uit într-o parte și după aia să am ușa deschisă aici în dreapta și să mă uit gen în cameră și după aia să mă uit din nou. Știi, ca să n-apară ceva sau să se întâmple ceva. Sau am văzut prea multe filme și știu că nu trebuie să fac asta. Ok, hai să terminăm termin mai repede recenzia asta, pentru că vreau să plec din casă și să nu mă mai întorc niciodată. Să dau foc de afară, pentru că am ceva experiență cu filme horror. Așa că nu vreau să fiu personajul ăla idiot, dar mă rog, presupun că e o explicație, ceva. Ok, hai să terminăm. Cum vi s-a părut vouă? Nu uitați să răspundeți în comentarii și să vă abonați aici. Vizionare foarte plăcută. Nu știu ce dracu am zis în ultimele minute. Sper că e ok. O să văd la editare. Pupa, dapa, dapa. Sper că ne vedem la următorul. Dapa, dapa.